Interesantă temă. Eu eram entuziasmată de luni că am decis cu ce temă, așa că să-mi fie și mie interesant. A, vorbeam cu Irina și zic, spune-mi, te rog, ce temă este nevoie, da? mai mult de discutat? Că, bun, am vorbit un milion de ori de emoții. Nu știu. Și dacă îți spune cineva și te motivează temporar și te-a încărcat, și te-ai dus acasă și, ok, depășești emoțiile jumătate de oră, o zi, două, trei, și pe urmă, ce faci, revii înapoi. Lucrul cu emoțiile se face individual, fiecare pentru dânsul. Nu este ok și nu e atât de productiv ca să ai o motivație sau cineva din afară care mereu te încarcă. Știți, ca telefonul. El se încarcă, îl poți în priză să încarcă, l-ai scos din priză să descarcă. Motivația și puterea trebuie să vină din interior de a gestiona emoțiile. Asta nu se învață, din păcate, din afară, de altcineva. Ce ține de risk și money management, astăzi ne-am avut cifre fixe, care sunt poate de învățat. Și atât mersi lui Irina, zice, haideți, risk money management, da, dar tema interesantă. Și vorbim despre asta de multe ori, și la lecții vorbim, și la întrevederi. Cel mai des asta se discută atunci când se face business plan, atunci când, și mai des atunci când traderii încalcă business planul sau încalcă risk money management, care a fost stabilit conform business planului. Eu azi eram pe emoții că n-am vrut să fiu, dacă pe cineva eu azi supăr, să nu vă supărați, din start îmi cer scuze. Dacă asta o să ajute, atunci o să fiu foarte bucuroasă. Luați-o ca o lecție, da? Acela rușinosul, roadiosul. Asta și supretem nas și o ureche, da? Așa era. Cineva e cu căciulă? N-a să vedem urechile. Sper că n-a să supere. Dar chiar dacă sper că asta să fie productiv, pur și simplu simt nevoie că uneori oamenii știți trebuie să le spui mai, poate mai apăsat ca să înțeleagă. Pentru că ca atare este foarte, foarte simplu. Gestionarea unui cont, asta este la fel ca gestionarea unui mecanism. Înțelegem cu telefonul ca să nu ne deranjeze. E regulă. Să uit momentele astea. Dacă la biserică, știți, trebuie să spunem din timp. La lecții mi-a venit metafora asta la acum, recent, ultima dată când am dus lecții despre emoții și zic, e exact ca gestionarea unui mecanism. Toată lumea avem acasă, nu știu, mai folosit dispozitive de genul, care încălzesc, fier de călcat, rolă, căminul ăsta care, da, termostatul, tot, ele toate necesită un control. Și am dat exemplu referitor la căminile astea, știți, care îl pui și suflă, probabil mulți le-au folosit acum în sezonul ăsta, că abia începe, da, și cât este nevoie, îl pui în priză, el suflă cald și la un moment dat, dacă spirala aceea se înferbinte prea tare, el se îngrozde, conectează și când după ce se răcește, el spornește din nou. Eu am testat asta, că l-am pus pe perioadă mai lungă, suflă undeva și credeam că nu se deconectează, el singur se deconectează, da, are setat acolo. Și credeți că deodată îmi vine în cap, că dacă este stop loss, da, el nu se strică, că dacă ar lucra în continuu, are mari șanse să se arde. Exact, dar s-a întâmplat în aceeași perioadă, fetița mea mai cea mai mică, clasa întâi, mă rog, de crezut, s-a uscat părul cu fenul meu, dar fenul folosesc mai de mult. Și când l-a folosit ea, s-a ars spirala. De ce? Nu știe cum să-l folosească. Da, prea mult l-a ținut și probabil l-a ținut prea aproape de păr sau pe partea cealaltă s-a atins ceva sau... Și s-a ars spirala, nu se repar. Ok, în regulă, nu e asta o problemă. Dar, iarăși ca lecție, atunci când tu nu gestionezi, nu folosești, nu utilizezi un mecanism corect, el are tăi șansă să nu funcționeze așa cum trebuie. La fel și cu conducerea unui automobil. Eu comparam tot timpul cu asta sau cu oricare alt mecanism. Nu imaginați-vă, îl conducem și nu îl conducem după parametrii care trebuie. Nu, ce faci? Apeși gazul când el e în parking. Nu știu ca să, ce exemple să vă dau. Deci nu, așa, noi avem reguli care le învățăm. Ai să mergi cu 180 și ai să frânezi brusc, ce se întâmplă? Da? Da, exact așa. Sari, da, în general. Și atunci, eu mi-am dat exemplu ăsta de multe ori, am avut o situație cu o doamnă care a venit, eu înțeles și încă, nu știu, poate nu se înțeleg lucrurile astea sau asta e așa, e naivitate, eu înțeles că are voie să tranzacționeze la contul ei cu 8 loturi. Pentru că contul era din jur de 80.000, contul de lucru. 8 loturi pe Forex, asta este ok, 10% din cont era un lucru. Numai că eu deschis tranzacții și sună dimineața,
poate să vin până la oficiu pentru că nu, mi arată ceva, nu e clar. Mi arată că n-am destui bani să deschid tranzacții. Când, not enough money, dar în ce moment arată asta? Atunci când nu mai este marjă liberă. Zic, ok, hai veniți urgent. Asta a fost 2 săptămâni de când am început a tranzacționa, am început. Veniți urgent la oficiu. Avea 8 tranzacții, a câte 8 loturi. Eu nu știam cum să explic ca să înțeleagă. Zic, înțelegeți dumneavoastră, sunteți acum, dacă se poate, am mai dat exemplu de multe ori, poate cineva l-a auzit, cu 50 de kilometri de mers prin oraș, pe dumneavoastră sunteți de 8 ori mai mult. Cam ce se întâmplă atunci când tu prin oraș mergi cu 40 de kilometri la oră? Decolezi, dacă ai unde, da? Nu știu dacă reziști, da, dacă reziști. Acum să ne imaginăm situația, de ce se ajunge la emoții? Pentru că imaginați-vă că sunteți la volan, majoritatea cred că sunt șoferi. Și acolo nu e 180, dar trebuie să ai condiții ca să poți ridici 180 sau 200. Trebuie să ai drum. Da? În momentul în care drumul deja nu mai este atât de, să zicem, comun, nu permite, nu are condițiile astea, începe să fie curbă sau intersecții sau într-un sat. Gata, s-au schimbat condițiile. Pe drum, tu ce faci? Trebuie să frânezi, trebuie să te adaptezi la drum. Nu poți să mergi continuu cu 200, cât de tare tu ne vrei. Exact așa și în piață. Se schimbă condițiile de piață și atunci trebuie și tu să te adaptezi la condițiile care sunt. Nu poți continui tot așa. Și uneori vă spun, când e vorba de automobil, noi cumva îl simțim. Pe cont tot trebuie simțit. Și dacă când învățăm a merge la volan, cum facem? Încetișor, pe dreapta, cu instructorul. Câte leacă, da? Încet, încet. Ne uităm în oglindă, suntem atenți la toate detaliile. Da, și apoi, până căpătăm experiență și după asta putem face mai multe lucruri date. M-a întrebat cine mi-a spuneați că era la webinar și zice că nu înțeleg cum dumneavoastră sunteați așa liniștit, acolo ceva avem tranzacții pe... Și ele după asta s-au dus invers și deja, orică deja erau pe minus. Și am zis că ok, astea nu mă interesează. Cum puteți stați așa liniștit când sunt tranzacții pe minus? Pentru că el nu afectează. Stai exact așa când mergi la volan, zice, scrie mesaj, zice, asculți muzică și încă mănânci. Bei cafea, da? Mai multe odată. Pentru că faci automat unele lucruri. Și deja totul e sub control. Până să ajungi la automatizare, asta e vorba doar de experiență. Da? Secretul cum să controlăm emoțiile vine doar din experiență, numai că trebuie de respectat unele reguli. Înseamnă că noi astăzi discutăm despre cele reguli elementare. Eu cred că 80% dintre voi le cunosc. Dacă nu, atunci o să mă bucur dacă o să fie productiv și o să le cunoașteți. Domn Mihai, dumneavoastră puteți să mă ajutați, cred că să fiți asistent, probabil că le cunoașteți pe de rost. Da, iată, asta și era întrebarea. De ce uneori? Acum să am și două culori. Suntem cu gestionarea riscului, ok? Ca să zic că a venit și Irina, după ce am discutat cu domnișoara Irina, spune doamna Irina, scuzați. Deja vă cunosc de când erați domnișoară, de-am sunteți doamnă. Foarte frumoasă denumire, asta interesantă, risk on, risk off. Uneori îl avem sub control, uneori nu. De ce? Nu putem explica așa. Suntem oameni. Suntem oameni, corect. Și putem să greșim. Ce se întâmplă dacă eu tot recent nu m-am vopsit bani, pentru că l-am atins întâmplător în parcare, ok, l-am vopsit și după asta ating cineva în... De ce? Da, foarte ușor el, ok. Pentru că asta e pur și simplu neatenție. Asta e motiv. Factor uman. Nu e așa pe noi. Dar ideea e că dacă ești neatent, dai bun, te parchezi în fiecare zi ei, și faci, uneori faci greșeli. Îți permiți să faci greșeli. Pur și simplu deconectăm atenția. Astăzi la ProTV tot așa. Bine, eram foarte distrată. Mă vorbeam cu cameramanul și m-a întrebat de Bitcoin și de nu știu ce și am trebuit să început să înregistrez textul de 3 ori până când am pornit focusul și m-am concentrat și din prima am mers textul. Deci foarte mult contează cum ne permitem noi să ne comportăm într-o anumită situație. Exact așa și că am atins atunci când eram eu, pur și simplu chiar nu mă uitam și n-am fost atent, că erau copii lângă mine, asta ora 9:30 seara și încă eu discutam cu copiii ceva, adică erau cu mine. Și am atins, eu nici nu am observat că am atins, asta pe niște vecini care stăteau afară, ei observat dintr-o parte. Eu nici n-am simțit, pur și simplu nu era focusul acolo.
Fix așa se întâmplă și pe cont, atunci când noi deschidem tranzacțiile la nimereală, sau din telefon, sau și motivele de obicei, cred că voi puteți să-mi spuneți singur. Eu am crezut că să ducă o leacă, am crezut că se întoarce, da, m-am gândit că să meargă așa. Cel mai des nu sunt argumente, că era nivel, în ultima perioadă eu aud argumente frumoase, asta e bine. Era nivel, s-a întors înapoi, era confirmare de sel, am deschis, am plasat stop loss deasupra nivelului și te profit până la următorul nivel. S-a întors. Ok, nu a mers așa cum am spus eu. Asta e normal. Este ok, atâta timp cât suntem în piață, cum am spus, dar suntem, soțul meu spune așa, cine numai cine doarme, nu face greșeli. Într-adevăr, factor uman, facem greșeli, dar ne asumăm responsabilitatea pentru dânsele. Ai zgâriet, ai făcut o probat, nu e nimic strașnic, se repară. Da? Trebuie să ne asumăm. Perfect, 100% că nu o să fie niciodată. Sau să nu facem greșeli. Este normal dacă ești viu și faci ceva, să faci greșeli. Este normal dacă ești trader și ești în piață și ești activ, să nimerești și în situații în care ai făcut analiza corect și piața merge altfel decât te-ai așteptat. Dar dacă încă nu suntem focusați și nu suntem atenți, și n-am intrat după un algoritm care l-avem stabilit, atunci e mai mare probabilitatea să facem greșeli. Și aici întrebare, facem greșelile conștient sau inconștient? Dacă le putem. Nu, sunt momente când deschizi tranzacții. Știți că ați duc în bai, deschizi să? Nu, conștient nu pui stop loss. Conștient nu pui stop loss. Vezi că e controlat din bai, că știi, nu știu, dar știți că vreau să sunt ajungi și la intuiție. Da, cu experiența este și intuiția. Că azi vorbeam cu Alexandru că bun, când eu știu concret că am confirmare? Pur și simplu deja gata, s-au obișnuit ochii cu lumânările aproximative, că te uiți și îți dai seama că asta este confirmare. Deci combinațiile de lumânări și poate nu contează atât de mult cum ele se cheamă. Să le știi denumirea pe de rost teoretic, dar te uiți la dânsul și le vezi deja cum arată și că simți. Când în 15 anume se formează confirmările sau când H1, depinde fiecare pentru dânsul, cum vede, dar asta vine din experiență. Există două modalități de gestionare a riscului sau de menținere a controlului asupra contului. Că asta este important, asta e 100%, da? Că trebuie să menținem. Am înțeles, contul este mecanism. Cum o să-l controlăm? Cum o să-l ducem, așa o să-l avem. Asta nu e responsabilitatea nimănui, asta e strict responsabilitatea noastră. Îs banii noștri, fiecare a lui personal, și tot ce faci pe cont, tot e a lui. Asta și este puterea domeniului și asta și oferă putere, să zic, sau profesia, am mai spus că este asta de multe ori, de asta și profesia este atât de puternică, pentru că totul depinde doar de noi. Dacă ești într-o altă sferă sau într-un alt domeniu sau în alt caz, tu poți dai vina pe cineva. Aici oricum n-ai dat vina, până la urmă oricum realizezi că asta e doar vina ta. Dar nu-i vina, dar ai luat decizia așa. Și voi ați mai auzit probabil, eu am mai spus, eu în ultima perioadă, cred că deja vreun an, un an jumate, nu sunt de acord că în piață noi facem greșeli sau să putem să numim că ceva, o acțiune este greșit sau corect. Este doar decizia care noi am luat-o la acel moment. Asta e pur și simplu decizia mea care am luat acolo. Și cum ne-a spus, dacă poți deschide invers. Ca atare, ne-a puteți să deschideți, spuneți că văd că era bai, dar am deschis el. Probabil acolo a fost o confirmare în plus din afară și ați deschis el. Sau prima nu era destule confirmări ca să deschideți bai. A fost un factor care a influențat. Sau cum spunea Cristina, că eu văd din start trei variante. Și nu știu cum, eu cam uit la grafic și eu văd că poți duc în sus, poți duc în jos, poți duc înainte. Da, noi tot vedem asta. Pe care să o aleg, da? Care mă, eu văd că el poate să crească, dar după asta poți duc în jos și deci două, trei variante înainte. Cred că să fii campion la șah. Jucați șah? S-ar primi cu trei pași înainte. Care să o aleg? Și eu zic, alegeți prima, dar nu că el vin toate trei odată. Știa că cu asta ne confruntăm. Am găsit un filmuleț astăzi mi-a trimis un trader, acum și eu o să-l pornesc și nu știam cu ce să încep. Încep cu cifre, ca să vă plățiți, sau încep cu niște exemple reale. Vreți să ne uităm la niște statement-uri ca să vedem cum se măsoară calitatea unui trader ce ține de risk money management? Toată lumea știe să-și analizeze statement-ul.
Da, raportul în Excel. Tot sau nu? Da sau nu? Ca să știu dacă ne oprim la asta sau nu. Nu. Ce nu? Nu știm? Ne uităm peste ele. Cu și eu am să deschid unul. Cum am spus, nu este corect sau greșit. Fiecare decide pentru dânsul. Cum vrea să tranzacționeze. Cu stop loss sau fără? Să zicem, asta ar fi cu stop loss, asta ar fi fără stop loss. Sau fără ordin de închidere a tranzacțiilor. Câte ordini de închidere a tranzacțiilor sunt? Când eu se conectează. Sau câte modalități de închidere a tranzacțiilor avem? Unul manual, a doilea cu... Așa, da. Ordinii amânate este stop loss și take profit. Așa, ok. Avem trei, stop loss, take profit. Stop loss avem de două feluri. Deci manual, stop loss, take profit și apoi? Stop loss pozitiv. Uh-huh. Și încă? Trailing stop. Ok. Nu știți cum se folosește. Eu am un exemplu foarte simplu. Cine îl știe? Cristina, țineți minte cu copilul și cu mașinica? Aha, puteți să-l explicați. Eu sunt prețul actual. Ar trebui să am o sfoară și ceva legat de sfoară. Și acel ce e legat de sfoară este stop loss. Atâta timp cât eu mă mișc într-o direcție, stop loss-ul vine după mine. M-am oprit, el tot s-a oprit. Dar sfoara asta nu este o bară tare, ca în caz o împing înapoi, dar e sfoară moale. Și în cazul în care eu mă întorc înapoi, de exemplu, 5 pași, 5 puncte, am ajuns peste jucărie. Am cad pe mașinic. Să închide. Am înțeles, dar cum... Și acum logic, vă rog frumos, fără metaforă și fără jucării, da? Deci avem pe grafic, atunci când tranzacția este deschisă, se setează stop loss-ul din, de la ușor, de pe tranzacție. Clic dreapta și este trailing stop. Nu știți, deci tehnica cum se apasă și cum se setează trailing stop în general, da? Așa. Depinde, da. Aici e important. Eu nu știu, n-am deschis aici ca să așa, să văd dacă este vreun cont care să-l pot să-l deschid. Capital Masterclass, probabil că aici nu avem niciun cont activ, pentru că calculatorul ăsta nu se lucrează cu grupele, dar vedem. Tranzacționare. Nu, iată și sunt și niște tranzacții. Ok, avem pe Apple Sell, Weekly. Este o tranzacție activă. Presupunem, iată, pe tranzacția aceasta activă, dacă ne uităm la Apple, se vede bine? Să-l prind la cușă. Măcar așa. Da, că nici nu se vede. Așa. Tranzacția nu se vede. Cred că nivelurile. Iată, ea este mai sus. Cum se setează? Clic dreapta, trailing stop, și aici putem personaliza câte puncte vrem să-l punem, la câte puncte distanță stai stop loss-ul. Putem să-l punem acum pe minim, o să vedem dacă el se închide sau nu. Punem 25 de puncte cât ne oferă platforma. Și urmărim ce se întâmplă pe grafic sus. În cazul în care prețul o să facă o mișcare, stop loss-ul acesta va apărea. Fix la 25 de puncte distanță de prețul actual. Da, până la prima mișcare. Iată, a făcut o mișcare, el s-a plasat. Vedem că e foarte, foarte aproape de preț. Și dacă prețul va continua să scadă, pentru că în direcția noastră, în direcția tranzacției, da? Tranzacția dacă este de sell, prețul va continua să scadă, înseamnă că trailing stop-ul va merge după ASC cu 25 de puncte, distanță de ASC, atâta timp cât el o să meargă în sell
și nu o să facă 25 de puncte înapoi. În cazul în care... Volatilitatea, pentru că stop loss, da, da. Că el se plasează în dependență de volatilitatea instrumentului, că dacă el pui aici, el e foarte aproape. Da, se deconectează în cazul în care internetul este deschis. Și să stai liniștit că el merge. Da, trebuie să fie calculatorul deschis. Dacă calculatorul e pe slip, tot în regulă. El funcționează. Decât dacă nu sunt dezbateri de la internet sau calculatorul nu se deconectează total. Da, știți cum calculatoarele noastre? Ce? Dacă stop loss pozitiv. Acela va fi acolo și va fi activat indiferent de situație, chiar dacă nu avem internet sau un indicat de la cont, el oricum o să se activeze. Că e un ordin dat brokerului de direct. Dacă nu intervește să plec și să închid, înseamnă că eu... Mai bine stop loss, da, da, stop loss pozitiv, plasat manual. Trailing stop-ul este benefic atunci când noi suntem, dar bine, suntem prin casă, facem orice altceva, dar știm că calculatorul, platforma este deschis și suntem conectați. Sau cu alte instrumente analizez și... Da, da, și între timp. Dar știți cum, asta nu e pentru... El se plasează în cazul unui impuls. De exemplu, l-aș plasa pe euro-dolar. Dacă el merge pe un impuls. Și știu că face corecțiile, sau e un impuls, îl văd că e destul de puternic și face corecții, poate să meargă mișcări înapoi, umbră de 10-15 puncte, nu mai mult. Eu îi plasez și tranzacția mea, de exemplu, în profit 80 de puncte, pot să-i plasez în trailing stop de 20 de puncte. Iată, la moment e 80 de puncte profit. În cazul în care el se întoarce 20 de puncte, în loc să-i plasez un stop loss acolo, nu poți să pun trailing stop, că el poate să facă mișcări de 10-15 puncte, după care să continue mișcarea. Eu îi las spațiul ăsta ca să fluctueze, dar să nu îl închidă în stop loss pozitiv, ca să poată continua și să poți eu cât mai mult. Da? Până ajunge la take profit. Asta se folosește, clar se folosește mai mult atunci când tranzacția sunt în profit, dar se poate folosi și când tranzacția e pe minus. Numai că el se va activa mai târziu. Deci eu în early market se fac foarte mari, dar mai rămân umbrile la vorba. Adică nu știi că se închid mai corect în ambulație. Atunci îl folosesc, el se ridică, se ridică când coboară înapoi, adică se închide în... Trailing stop. În sens că atunci când volatilitatea mare și duci puternic și... Și volatilitatea nu poate scade, adică urmează umbrile, că foarte mare. Asta îl folosiți? Da. La ce instrument mai exact? E JPM. Acolo volatilitatea, da, e mai mare. Care e punctajul la care îl plasați piena japoneză? 20, 30? Plus minus, nu după situație. Dacă e prea mare volatilitatea, punctul mai mare. Dacă e în mașină, mai lentă, să-i poți să pun mai. Deci trebuie tranzacția și la tranzacțiile care sunt în profit sau deodată? Care tranzacțiile sunt în profit, dacă el are în profit, de exemplu, 50, 60, 80 de puncte, se merită să-i pui. Nu se pierd permanent pe lucrurile astea, că de când îmi stau cu mine, nu sunt mult, trebuie să fie că primită normal și după asta face că se merită să retrage în urmă și să retrage în urmă. Da, stop loss pozitiv tot traderul uită de dânsul, dar știți că nu uită. Atunci când o dată, de două ori, de trei ori, a fost tranzacția în profit mai mare, sunt toți și închis stop loss pozitiv și după asta s-a dus. Și eu l-am văzut, de exemplu, în 800 de dolari profit, dar mi-l-am închis în 50. Și după asta s-a dus mai mult, da? Au ajuns la take profit și mai bine nu folosesc stop loss pozitiv. Eu zic că asta tot e o modalitate bună de a menține tranzacția sau de a o aduce mereu în zona de profit sau în zona verde sau bezubătăcină zona în limba rusă. Sună mai bine parcă bezubătăcină zona în română, nu știu, zona fără pierdere. Decât un minus, da? De acord. Da, dar cred că tu ești, de-a spus 25 de puncte, exemplu, 50 de puncte, da? El s-a întors înapoi, nu a atins acel 50 de puncte, nu s-a închis, când merge încolo, el trece, iar îl trage după da, timp. Da, 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 da. Adică el îl trage după minus, atât de timp, nu se închide. Da, el va fi activ, sau hai să zicem, va sta acolo,
atâta timp cât coboară, el merge după dânsul. Merge, merge, merge. În momentul în care prețul s-a întors înapoi, ăsta a rămas fix. S-a întors și dacă s-a întors 25 de puncte, l-a închis. Dar dacă s-a întors 20, da, nu l-a închis. S-a pornit, da, și iar îl trage mai departe. Da. Da, e ca o umbră, știți, care tot timpul urmărește prețul.